Astăzi au fost publicate rezultatele finale la examenul de evaluare națională pentru toți elevii de gimnaziu care au depus contestații. În județul nostru, rata de promovare a înregistrat o ușoară creștere, astfel că a ajuns acum la 78,67%. Astăzi, 30 iunie, au fost publicate rezultatele finale la examenul de evaluare națională pentru elevii clasei A8-a. Și situația statistică se prezintă în felul următor. Din cei 39 de copii înscriși s-au prezentat pentru a susține cele două probe scrise, respectiv proba scrisă de limba și literatura română și proba scrisă de matematică, 2710 elevi. Dintre aceștia, 2132 au obținut medii peste 5, ceea ce înseamnă că aceștia se pot înscrie la liceu în prima etapă. 13 școli oltene au reușit să aibă o promovabilitate de 100%, printre care Colegiul Național Ion Minulescu din Slatina și Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza din Corabia. La polul opus, o unitate de învățământ nu a avut niciun candidat care să promoveze examenul. La nivelul județului, procentul de medii peste 5 este de 78,67, un procent cu 4 mai mare decât cel de anul trecut. Dacă ne referim la școli și la procentele pe care le-au obținut fiecare unitate de învățământ, sunt 13 unități de învățământ cu promovabilitate 100% și o singură unitate de învățământ unde niciun candidat nu a avut medie peste 5 și vorbim despre școala gimnazială numărul 1 Caracal. Pe cei care au promovat examenul de evaluare națională îi așteaptă acum înscrierea la liceu. Calculul mediei de intrare în ciclul liceal se calculează adunând 80% din media generală de la examen plus 20% media generală a celor 4 ani de gimnaziu.